Este cred că al treilea video pe care îl facem. E regulă, am o sculă nouă și de asta mă cam împiedic în ea. Dar e ca la antrenament, nu-i bai. Ca să te ridici, ca să te ridici. Eu om perseverentă și dau de cap până la urmă. Așadar, suntem la înțelepciunea dimineții de la cursul de reprogramare mentală prin tehnici NLP. Ne-au împărtășit deja înțelepciunea cei din sală. Acum vreau să-i auzim și pe cei din online. Ia să vedem, dragilor. Cei din online. Ah, stați un pic să vă dau și microfoanele. Ah, ok, puteți să deschideți voi. Perfect, cine vrea? Cine preia ștafeta din sală, din online? Monica? Sau nu? Sau da? Antoanela? Bună dimineața! La mine a fost așa un fenomen foarte interesant, că de obicei nu fac metafora, așa, dar cu metafora asta m-am trezit în cap. Ce a însemnat pentru mine tot parcursul ăsta, de când am început să fac cursurile în Academie? Drumul meu, la un moment dat, am zis stop, viața mea, nu e ok. Nu mă simt bine, cu mine ceva se întâmplă. Interiorul meu spune asta. Am avut și parte de un aspect de sănătate care a declanșat clopoțelul și am stat să mă întreb ce vreau să fac de acum încolo. Și am căutat, am găsit cursurile Loredanei, am venit la curs cu o detașare, cu o deschidere, și efectul a fost un duș din ăla rece, cu gheață. Am, normal, ai disconfortul când simți așa de rece, pe șira spinării și pe tot, și capul și corpul și nu mai știai de tine. După care vine senzația plăcută, ușoară, pe zi ce trece în curs, primești toate informațiile, tehnicile, știi ce trebuie să faci, pentru că, normal, de acum pentru tine începe altă viață, alt drum. Și în fiecare zi, de fapt, prin informațiile primite din curs, ca o metaforă, e o vitamină. În fiecare zi ții vitamina să mergi mai departe pe drumul tău, să te descoperi. Și e nemaipomenit. Și e o schimbare în viața mea. Mă trezesc cu bucurie, trăiesc viața, am învățat, am și spus când am venit anul trecut la curs, am început să mă iubesc, ceea ce nu știam. Și cred că esențialul pentru noi toți este să ne iubim. Pentru că atunci începi să schimbi totul în viața ta. Și tu ești pe primul loc. Și atunci vezi perspectiva din acest punct de vedere. Eu vă mulțumesc, abia aștept ziua de astăzi, o zi minunată, vă doresc tuturor și mă îmbrățișez cu drag. Felicitări, Antoanela! Super! Mulțumesc! Super! Loredana! Bună dimineața, dragilor! Eu am fost foarte încărcată de energie după ziua de ieri. N-am putut să dorm până după 12. L-am mai sunt un pic obosită, dar m-am trezit cu o revelație. Am realizat ieri când vorbeam despre Virginia Satir, despre faptul că preluăm comportamente de la înaintașii noștri. Am făcut o legătură, că am ascultat la un moment dat, nu știu dacă este un biolog american, Bruce Lipton, care vorbește despre inteligența celulei. Și el spunea tocmai lucrul acesta, că atunci când cineva din înaintașii noștri face o crimă, o ceva, o chestie capitală, asta se impregnează în codul nostru genetic. Și o preluăm exact așa de la înaintașii noștri și nu știm de ce avem problemele care le avem. Ori chestia asta se poate schimba, exact ce am învățat și noi la curs, prin gând. Adică comportamentul ăla să-l depistăm și apoi să depistăm gândul vinovat sau de acel comportament. Ori după 30 de zile, de ce l-a dovedit asta științific, că dacă faci acest lucru, corpul tău va recunoaște un alt comportament ca și cum a făcut parte întotdeauna din viața ta. Ce revelație am mai avut referitor și la ce scrie în Biblie, faptul că păcatele noastre, păcatele înaintașilor noștri se duc până la 7-a generație, cred,
este de fapt același lucru. Deci, cu altă traducere, deci sunt trei oameni, adică trei direcții unde mi-am dat seama de chestia asta și sunt foarte recunoscătoare. Da, și vă mulțumesc și chiar sunt foarte curioasă pentru ziua de azi. Abia aștept. Și mă simt liniștită și parcă mă reîntorc la bucuria care aveam în copilărie. Parcă mă regăsesc, parcă îmi dau voie, parcă am curaj. Chiar și chestia, în el meu, care mă preocupă detașarea de anumite persoane, am observat că vis-a-vis de persoane nu mai am, nu știu, erau niște chestii, da, îl plac, îl iubesc, nu știu ce, dar erau niște chestii dureroase acolo când nu mai sunt. Deci este o liniște, este o... Și am zis, wow, super tare, chiar funcționează. Deci da, sunt foarte încântată. Mulțumesc mult! Felicitări, Loredana, felicitări, superb! Mulțumesc! Hai să vedem cine mai ridicase mânuța. Monica? Da. Eu sunt foarte obosită. Foarte obosită, pentru că sunt atât de multe lucruri cumulate și mai ales conștientizări extraordinare. Este uimitor cum ne complicăm, știm să ne complicăm viața, acum înțelegem de ce. Ce îmi place foarte, foarte mult la acest curs este faptul că există soluții. Adică vorbim despre soluții foarte, foarte mult și asta rezonez foarte bine în mine. Adică în momentul în care, bun, și cum ai face? Ok, nu știu, habar n-am, pentru nici măcar nu știu în ce direcție să o iau, dar acum, pentru că există, ok, tehnici, uite aici, tehnica, uite aici, soluția, uite, alege ce ți se uite, e aici, așa, un sac mare, mare, mare de soluții, tu potrobăie în ele și vezi ce ți se potrivește. Și ieri mă gândeam, din nou am avut două situații care mi se păreau până acum, mă enervam foarte tare. Cineva mi-a spus că sunt într-un anumit fel în care nu mă recunoșteam și mă gândeam, mă, o fi așa, nu fi așa, eu nu mă recunosc, deci nu mă recunosc în chestia aia. Și după aia am realizat că acea persoană nici măcar nu știa ce înseamnă cuvântul. Deci, practic, ea folosea un cuvânt pe care nu știa foarte bine ce înseamnă. Ea se gândea cu totul altceva. Eu primeam niște informații care nu aveau nicio legătură cu realitatea și făceam o întreagă istorie pornită la un cuvânt prost folosit, pentru că persoana care m-a folosit nu știa ce înseamnă. Deci asta mi s-a părut genial și în momentul în care am zis, am luat din chestionar, ce înseamnă pentru tine, că pentru mine uite ce înseamnă, atunci am zis, a, nu, de fapt nu asta vreau să spun, că de fapt nu asta, eu credeam că e altceva. Asta mi s-a părut genial, adică vreau să încep și să fac emoragie internă și să zic, mamă, de ce, cum, vede, că eu nu mă recunosc, ce am, mamă, hai să luăm ceva, despre ce vorbim, vorbim pe aceeași limbă sau nu. Iar a doua situație, cu o persoană cu care nu rezonez absolut deloc, a avut, nu știu, capacitatea sau inteligența de a spune, ok, lumea mea e minunată, lumea ta e minunată, nu mă interesează lumea ta pentru că simt descoperirea lui. Și eu sunt ok, tu ești super ok, eu sunt super ok, suntem geniale, până într-o zi o să ne descoperim una pe alta, ok, de acum prefer să separăm cumva drumurile. Și adevărul e că în momentul în care faci așa te eliberezi extraordinar și în loc să încarci, te încarci cu tot felul de sentimente negative, că vai, că de ce nu mă înțelege, că de ce nu înțeleg, de fapt vorbim limbi diferite, trăim în lumi diferite, fiecare cu marea lui, marea e profundă, plină de brechi, corali, o viață, niște existențe pe care nici măcar nu ni le imaginăm, dar nu putem întotdeauna să descoperim toate profunditățile tuturor mărilor și oceanelor și lumilor și universului. Deci, nu știu, mi se pare, deja dacă înțelegem lucrul ăsta, dacă înțelegem că sunt universul și sunt situații minunate, dar pentru care nu suntem neapărat pregătiți în momentul respectiv. Și atunci, în momentul în care
acceptăm că suntem eliminați așa cum suntem și că e ok să avem, să ne ocupăm de, de singură bucățit, că putem să fim mai fericiți și mult mai mulțumiți. Am vorbit mult. Felicitări, Monica! Felicitări! Olga zisese pe chat că vrea, Olga? Da, bună dimineața! Să știți că și eu astăzi mă simt așa mai fericită, mai liniștită. Chiar am observat asta de când am început cursul și mintea mea este mai gânditoare, mai odihnită. Mă simt mai bine, mai liberă și asta mă bucură foarte mult. Și aseară când lucram cu mine, am dat de lene. Am dat de problema că am o lene de doamne, așa că azi cu lenea. Mă ocup. Vă mulțumesc, o zi bună! Felicitări, Olga! Felicitări, mulțumesc, Oana! Oana! Ok, probabil că nu mai are net. Altcineva? Dana? Bună dimineața! Iartă-mă, ți-aș da o sugestie. Să mai faci și înregistrări la înregistrări. Am avut așa vorba unei prietene, acum un duș rece, știi, mă abțin de 3 zile să mă uit. Ce te-am spus de la bun început despre mine, wow, am avut curaj să vorbesc în public, știi? Și atunci l-am luat așa, pas cu pas, știu, și nu mă zic, ar fi o idee să le mai rumegăm. Și după ce scoatem, sau să scriem acolo două vorbe. Bun. Și al doilea lucru, Monica spunea de cuvinte și de text. Știți ce frumos ar fi? Că toți am crescut, acum să fim sinceri, în bun simț și în nesimțire. Ne-am dus la text, unii dintre noi. La un alt prieten adevărat, a dat doar că definiție excepțională a bunului simț. Ceea ce simți și este bun, aia să faci. A nesimțirii e perfect. Excepțional să fii nesimțit. Să nu simți. Mă sărut și mă îmbrățișez, aștept și ziua de astăzi. Nu o de interes. Mențin ce am spus că fi bine să țină mult. Dar sunt fericită că rămânem pe Academie și vom ține legătura. Cel puțin noi din diasporă sunt convinsă că simțim nebrăză. Vorbim pe același drag. Vă sărut mult. Felicitări. O zi minunat cu multe, multe minuni. Tot înainte. Felicitări, Dana, mulțumesc! Da, păi înapoi oricum nu e loc. Exact, exact. Mulțumesc! Super! Oana, ți-a venit semnalul? Ok. Da? Bun. După. Mulțumesc. Perfect. Cine preia ștafeta? Cristina? Microfonul. Mi-au venit mai multe idei. Bună dimineața!
E soare și în Norvegia. E o minune. Am mai multe așa gânduri vorbind de Norvegia și de România. Că poți trăi într-o societate imperfectă, dar cu toate astea îți poți face viața frumoasă și perfectă în jurul tău. Și poate trebuie să pun mai mult în aplicare, mai ales că încerc să-mi găsesc o țară și nicio țară nu e perfectă. Și ar trebui să-mi fac lumea mea în jurul meu să arate foarte bine. Problema în Norvegia e că am prieteni, mă simt bine, în schimb clima mă termină psihic. Și societatea, și mentalitatea lor mă termină. Dar mai departe, altă temă de discuție. Deci ieri am avut ziua de naștere, mi-am serbat-o alaltă ieri și ieri a venit mama în vizită la mine să serbăm în familie. Mama mea e puțin cam fals așa. Am un frate și mă rog, îi tot dă și îi tot dă și îi tot dă lui și mă rog, ascunde lucrurile astea. Apropo de minciună și de oameni falși și de ce am discutat ieri, pe grupul de Trăiește sănătos și suplă și sănătoasă, se spunea ceva că dacă ne îmbolnăvim pe partea stângă, rezonăm cu tatăl. Dacă e ceva pe partea dreaptă, ar fi cu mama. Mă rog. Culmea e că astăzi mi-au apărut niște bubițe care mă mănâncă și mă scarpin și zic asta ce-o fi, că mi-a apărut numai pe partea dreaptă. Apropo de mama care a fost ieri în vizită la mine și o vedeam așa, am început să citesc fețele oamenilor. Și când era discuția de fratele meu și de tot ce-i dă lui, îi vedeam mimica, că minte. Deci e foarte interesant, trebuie să aplic foarte des treaba asta, pentru că acolo eu sunt cam naivă, cred că toți sunt cinstiți și corecți și sunt înșelată adesea. Deci trebuie să lucrez și mi-a plăcut, parcă am văzut-o așa când minte și reacția mea a apărut azi dimineață pe partea dreaptă. Cam atât, adică aș avea mai multe, dar să nu vorbesc prea mult, că mai avem și treabă în ziua de astăzi. O zi bună tuturor! Felicitări, Cristina! Felicitări! Super tare! Super tare! Când începi să vezi minciuna altora, ieși din auto-minciună. E super tare! Felicitări! Mulțumesc! Super! Sanda? Bună dimineața! E foarte, foarte interesant că exact subiectul ăsta de autominciună vreau să-l abordez. Pentru că pe mine subiectul ăsta, deci ieri m-a răsporit masiv și feedback-ul și autominciuna și minciuna. Și nu-mi dă seama de ce. Și pur și simplu organismul a intrat într-un fel de standby, a refuzat să mai probabil că a refuzat să mai conștientizez, acum conștientizez, că a refuzat să mai conștientizeze câte ieșeau la suprafață. Și minciuna, tu spuneai că doar dacă te auto-minciunești și tu pe tine, vin și alții, sau dacă tu minți, vin și alții să te mintă. Eu mi-am conștientizat niște auto-minciune, dar foarte dureroase. Am zis așa că pur și simplu eu le-am cerut. Am început să mă mintă ceilalți pentru că eu mă auto-minciuneam. Acum am inventat un cuvântul. Mă rog, cred că mă înțelegeți. Am cerșit să fiu mințită de genul minte-mă, dar minte-mă frumos. Adică aveam nevoie de niște cuvinte frumoase, de niște aprecieri, care probabil că nu le-am dat eu singură și cerșeam din exterior. Și pentru mine asta este o super conștientizare de a-mi împlini singură nevoile.
Și în felul ăsta mă vindec și de autocontrolul și de a mă minți ceilalți. Pentru că mi-am dat seama că de aceea stăm în relații abuzive. Practic, ne abuzează pentru că noi cerem. Noi cerșim acest abuz Da. care este, poate fi o minciună. Un abuz de a trăi în minciună și auto-minciună. Dar este atât de subtil încât doar ieri am început să desfac mecanismele astea și să înțeleg niște și ieșind din niște situații abuzive emoțional, să spun. Am spus că a fost foarte, foarte dureros, dar atât de puternică, să spun, am devenit pe partea asta, încât cred că nu mai permit nimănui să mă mai mintă frumos. Deci am foarte mult de lucru aici cu mine și fac curățenie. Mulțumesc! Vezi, Mulțumesc, Loredana! cu multă iubire, Sanda, felicitări că ai ieșit din filmul Minte-mă, dar minte-mă frumos. Felicitări! Wow, super tare! Ești genială! Mulțumesc! Altcineva, dragilor? Ce ați mai conștientizat? Ne mai împărtășește cineva? Bună dimineața, Loredana! Laura, Bună dimineața, perfect! dragi colegi! Da, ieri am făcut exercițiu cu 5 minute să descoper ce gândesc eu. Aoleu! Aoleu! Deci, exercițiul este super, deși primele 3 minute am zis că renunț, că deja mi-am dat seama că ce e acolo, gălăgie, nu mai înțelegeam nimic. Și am zis, nu renunț, hai să rămân totuși 5 minute. Și după, când am citit ce am scris, am devenit foarte conștientă, mai mult decât conștientă, ce e în mintea mea și cum calitatea vieții mele, cum să fie ea ceea ce îmi doresc eu, când eu în mintea mea am așa, stânga, dreapta, sus, jos, pe toate cărările. N-am o direcție. Nu exact numai o direcție, dar două și două, trei în stânga, în dreapta, dar sănătoase și să păstreze o anumită intenție. Deci, wow, da, super, super și multe, multe și cu minciuna mi-am mai reglat ceva. Da, și îmi pun acum zilnic aparatul de măsurat cu ceea ce cred, ce spun și ce fac, dacă se aliniază. Asta e foarte important acum pentru mine și pentru calitatea, pentru a îmbunătăți calitatea vieții mele. Ai, eu nu am camera. Ai, sunt. Emoțiile, da, mai am acolo nodulețul. Dar se poate, pentru că suntem aici să căutăm soluții. Mulțumesc! Mulțumesc pentru posibilitatea asta că plătești o dată cursul și poți să repii de câte ori vrei. Este super! Mulțumesc cu inima! Vă iubesc! Felicitări, Laura, felicitări! Așa este și așa creștem împreună. Superb, superb, mulțumesc! Altcineva? Ne mai împărtășește cineva? Nu mai văd nicio mânuță din sală, mai vrea cineva? Ok, bun. Nu e bai, nu e bai, că și diseară e o seară, evident. Așadar, chestia cu auto-minciuna, cu minciuna și cu toate cele, deja sunt deschise niște uși extraordinar de importante până la urmă spre a ajunge unde oare? La tine, la tine, la adevăratul tu. Este o călătorie pentru că la adevăratul tu, de fapt, descoperi cât de extraordinar și genial ești, indiferent prin ce ai trecut, indiferent ce ai făcut, indiferent ce ți s-a făcut. Într-un final, de fapt, ești un om extraordinar și genial. Așa încât, cu multă iubire, te aștept aici, în Academia Română de Coaching, să începi călătoria spre tine sau să o continui. Pentru că, de fapt, noi cu asta ne ocupăm, indiferent de curs, sub o formă sau alta, de fapt, cu asta ne ocupăm aici în Academie, ca fiecare să devină așa cum este el,
așa cum vrea să fie, așa cum își dorește, așa cum poate să trăiască aliniat cu valorile sale, cu misiunea sa, cu scopul vieții sale și așa mai departe. Următorul curs la care te aștept este cel de analiză tranzacțională. Este un curs de relaționare sănătoasă, desigur începe cu sinele, pentru a putea avea o relaționare sănătoasă cu ceilalți. Este în 17-21 aprilie 2019, este un curs o dată pe an și te aștept cu multă, multă iubire. Atât în București, cât și online în același timp. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau 0752-163-163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și pe diseară! Pa!